De mâine, 4 octombrie, cei care s-au înscris online în programul Rabla Local sunt așteptați la Primăria Severin pentru a depune dosarele în vederea decontării primei de casare în valoare de 3.000 de lei. Înscrierile în programul Rabla Local pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu s-au finalizat pe 29 septembrie, iar acum se intră în cea de-a doua etapă de finanțare, cea mai importantă. Este vorba despre depunerea dosarelor de către cei care sunt deja pe listele comunicate. Într-o beta turnul Severin au fost disponibile fonduri pentru 1.000 de rable, însă s-au înscris în program doar 560 de persoane. Acum, acestea trebuie să se prezinte la registratura primăriei și să depună un dosar, după care vor casa și radia mașina veche și vor primi bani în cont. De mâine începem efectiv procesul Rabla. De mâine îi așteptăm pe cei care și-au depus dosare. În acest moment avem 560 de dosare. De mâine la primărie, după ora 11, încep depunerea dosarelor. Vor merge la registratură, vor depune dosarele, va fi o comisie a primăriei care le va verifica. După aceea se va semna contractul de finanțare și le vom vira oamenilor banii. Să sperăm că toate lucrurile vor funcționa. Dacă sunt probleme, încercăm să-i ajutăm, să-i sprijinim pe oameni. E o comisie formată din 5 persoane care va lua fiecare dosar în parte și îi va îndruma pe oameni dacă mai sunt lucruri de făcut. În această sesiune doar aceștia 560 vor veni cu restul de documente și vor face efectiv cererea. După ce se va semna contractul de finanțare cu fiecare, vor duce efectiv mașina la Rabla, vor veni cu o dovadă, după care vor intra bănuții la fiecare în parte. Nu avem probleme din acest punct de vedere, finanțarea este asigurată tocmai prin fondul de mediu și completare de la Primăria Drobeta Tunisăverii. Termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererilor de finanțare este de 5 zile, dar el va fi cu siguranță prelungit pentru ca toți cei 560 de beneficiari să aibă actele în regulă și să primească cei 3.000 de lei. Prevedem undeva la o lună și ceva, pentru că fiecare etapă are un termen. De exemplu, termenul de depunere este de 5 zile inițial și în cazul în care nu vom reuși să primim toate dosarele, vom prelungi probabil cu 5-10 zile, după care un termen pentru a completa dânsii dacă au avut documente lipsă sau incomplete încă 10 zile și după care pentru a duce Rabla și a semna contractul de finanțare mai sunt încă 15 zile. Deci undeva până în 2 luni de zile banii vor fi în cont. Dosarele depuse la registratură vor trebui să conțină mai multe documente precum și o cerere tip. Printre acestea amintim cartea de identitate și certificatul de înmatriculare, dovadă de la finanțe și impozite locale că nu există datorii, actul de identitate al proprietarului și contul unde se vor vira banii. În Mehedinți, doar 6 primării s-au înscris în program.